Georgescu, ați solicitat un drept la replică, iar noi vi-l oferim astăzi, în urma unui material care a apărut aseară la Valahia TV, acea ediție specială cu interviul domnului primar, referitor la situația Clubului Sportiv Municipal Dunărea după acel audit comandat de primărie. Au fost făcute o serie de afirmații, unele dintre ele v-au fi vizat direct sau indirect și pe dumneavoastră, a fost menționat numele dumneavoastră alături de numele altor persoane și ați solicitat să veniți la noi și să oferiți unele precizări despre ce este vorba și ce anume va deranja sau va determina să faceți acest lucru. Da, în primul rând vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat dreptul la replică. Într-adevăr, după interviul pe care domnul primar Barbu l-a acordat ieri televiziunii dumneavoastră, am multe chestii de spus în favoarea mea. Nu voi spune jumătăți de adevăr, voi spune adevărul meu, documentat. Dar înainte de aceasta aș vrea să fac o mică paranteză și să vă spun că eu cred că domnul primar Barbu a fost dezinformat sau prost informat. De ce cred lucrul ăsta? Pentru că din discuțiile cu soția mea, de pe vremea când dânsii erau consilierii municipali, o anumită persoană se comporta față de domnul Barbu foarte urât, atacând fel de fel de persoane din jurul lui. Iar una dintre puține persoane care se dă de vorbă cu el și se consola unul pe altul era soția mea cu dânsul și una din vorbele ei era: lăsați-i domnul Barbu, că n-ați văzut ce face și mie. Când este, eu sunt profesoară de sport. Nu sunt bună. Numai inginerii sunt buni. Mai mult de atâta, anul trecut, dacă vă aduceți aminte, în campania electorală care a fost pentru primărie, a fost un atac dur la familia domnului Barbu, un atac, din punctul meu de vedere, grețos, niște poze. Și cred că dânsul știe ce repercusiuni au aceste atacuri care dezinformează, pentru că echipa, pentru că familia este nucleul de bază al societății. De-aia am și venit la dumneavoastră, pentru că sunt unele și multe afirmații făcute față de familia mea. Aseară am primit telefoane de la prieteni și de la alte persoane care ne-au încurajat. Și acum sunt în fața noastră să vă răspund la toate întrebările vis-a-vis de ce s-a discutat aseară în acel interviu. S-a afirmat că doamna Georgescu, care este antrenor în cadrul clubului, nu ar avea dreptul să facă acest lucru pentru că nu ar deține niște certificate. Deci aceasta este o calumnie, pentru că am aici toate documentele soției mele. Diploma de licență la educație fizică, la Academia Națională de Educație Fizică, am foaia matriculă a ei și am ceea ce este cel mai important pentru secția de handbal, certificatul de clasificare profesională, diploma eliberată de Ministerul Tineretului și Sportului, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor. Doamna Georgescu Draghia Idoinița, CNP, născută în localitate Teleorman, este antrenor la disciplina handbal, prin promovarea examenului de a doua specializare, la data de 7.11.2007. Este aici. Și avem și carnetul de la Federația Română de Handbal, în care doamna Georgescu Doinița este antrenor al echipei CSM Dunărea Giurgiu din data de 28.08.2013. Deci acesta e primul lucru pe care ați vrut să ni-l dezvolui și care chiar necesita așa ceva, pentru că probabil da, cine l-a dezinformat pe domnul primar a crezut că
numai ei știu regulile care sunt în, în federații și în sporturi, numai ei știu care lucrează în, în învățământ, pentru că un atac acesta mărșaf este făcut de către un coleg de breazlă. Dar n-au știut că soția mea este perfect compatibilă cu acest post, are tot ce-i trebuie pentru acest post, iar domnul primar a luat-o de bună și a făcut o calumnie. Am înțeles. S-au mai făcut acolo unele afirmații referitoare la faptul că echipa, secția de handbal feminin, nu ar avea continuitate în sensul că nu vin din urmă jucătoare și că nu sunt legitimate și alte jucătoare mai mici, mă refer junioare 2, 3, mă rog, nu există acel circuit necesar. Deci, evoluție. Încă o dată, domnul primar este dezinformat și de-aia v-am și spus la început că persoanele care l-au dezinformat acum ar trebui să își tragă ponoasele de la dânsul. Din data de 15 septembrie 2013, clubul CSM Dunărea Giurgiu are grupă de copii 5-8 la școala numărul 8. Antrenamentele se fac între 7 și 8 și jumătate, lunea și miercurea. Sunt în jur de 30 de fetițe. Pot să le aduc aici, pot să aduc și cei 60 de părinți ai lor. Există în programul secției de handbal feminin trecute și aceste ore de antrenament cu aceste fetițe. Deci avem și continuitate pentru echipa de handbal fete mare ca să încercăm să lipim lângă ele una, două sau trei dintre aceste fetițe. Am înțeles. S-a făcut o afirmație cum că familia dumneavoastră, deci dumneavoastră soția și Alexandra, fata dumneavoastră care este capitanul echipei, ați duce acasă, nu știu, în jur de 70 de milioane de lei vechi, reprezentând salariile. Am înțeles că sunt și aici niște neconcordanțe. Da, sunt. Domnul primar a spus aseară decât o jumătate de adevăr. Antrenorii care sunt la acest club primesc cel mai mult în jur de 14 milioane. Jumătatea de adevăr pe care a spus-o domnul primar aseară este că a spus salariul brut de 21 de milioane, din care se scad toate taxele, toate impozitele către stat și de către asociația sportivă și de către noi. Deci în mână, un antrenor de la acest club ia maxim în jur de 14 milioane de lei. Am înțeles. Cu acele indemnizații, care este adevărul? Am înțeles că a fost una dintre lucrurile care v-au deranjat. Domnul primar a afirmat că acele indemnizații... S-ar fi plătit lunar 100 de milioane de lei vechi, vorbim în lei vechi, deși normal nu mai putem vorbi, dar să înțeleagă oamenii mai... Da, este vorba de indemnizațiile de efort pe care jucătoarele, cele 18 jucătoare, ar fi trebuit să le ia lună de lună, dar au primit decât pe luna august. Este vorba de 560 de lei, ca să știe toată lumea. Este o sumă modică și tot ce am făcut aici în cadrul acest club am încercat ca toate cheltuielile să fie cât mai mici. Nu există nicio echipă din această divizia A care să aibă un grad de salarizare mai mic decât la noi. Eu am aici tabelul pentru că am fost precaut și am făcut două tabele. Am cerut la contabilitate să se facă două tabele pe care să le semneze fetele. Am primit banii aferenții fetelor și banii aceștia au fost dați de către unul dintre părinții fetelor, la fiecare. Pentru ca să nu existe niciun dubiu că banii aceștia nu s-au împărțit. Afirmația domnului primar că s-a primit lună de lună această indemnizație de masă, de normă zilnică de hrană, n-are nicio acoperire, deoarece noi ne ghidăm după hotărârea Guvernului 1447 din 2007, în care sunt stipulate
tot ce ține de sportul românesc, de la Comitetul Olimpic până la federații și la cluburile sportive. Sunt normele după care ne ghidăm, iar în aceste norme spune foarte clar. La articolul 47. Indemnizații, prime și burse, articolul 47, aliniatul 1. Sportivii, componența loturilor naționale, antrenorii acestora, precum și alți membri ai colectivelor tehnice aprobate de Federațiile Sportive Naționale, conform normelor proprii, pot primi pe perioada acțiunii de pregătire sportivă organizată de Federația Sportivă Națională și a competiției sportive la care participă, în numele Federației, o indemnizație de lot național, care se acordă din bugetul Federațiilor Sportive Naționale respective. Valoarea lunară a acestei indemnizații se acordă după cum urmează. Sportivii componenței loturilor naționale de seniori, până la 700 de lei persoană lună. Și aici mă opresc și trec la punctul 47, aliniatul 3, care spune: sportivii de performanță, legitimați în cadrul unui club sportiv, ceea ce suntem noi, antrenorii acestora și alții membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acțiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv și pe perioada competiției sportive la care participă numele clubului o indemnizație în sumă de până la 80% din nivelul indemnizației de lot național prevăzut la aliniatul 1, ce v-am citit eu. Deci 80%, deci 80% din 700 este exact 560 de lei, domnilor. Eu acest lucru l-am plătit către jucătoare, 560 de lei, conform normelor metodologice ar hotărârii Guvernului 1447. Mai mult de atât. Există contractele de pregătire sportivă, pentru că Federația Română de Handbal este o federație semiprofesionistă, aproape profesionistă, de anul se înființează și Liga Profesionistă de Handbal. Atunci toate sportivele trebuie să aibă contract cu clubul. Cele care sunt împrumutate sau cu dublă legitimare, există niște protocoale pe care le avem și noi la club și contractele lor sunt la cluburile respective. Ce spune în contractul de pregătire sportivă al lui Georgescu Ioan Alexandra? La drepturi și obligații, capitolul 3, Asociația CSM Dunărea Giurgiu se obligă. 4.7. Să-i asigure sportivului o indemnizație de efort în valoare de 560 de lei în lunile în care nu se organizează cantonament centralizat și nu mai mult decât luna ultimei competiții oficiale a echipei. 4.8. Să-i asigure sportivului un salariu net de 1400 lei. Atenție, salariu net 1400 de lei. Și nu mai mult decât luna ultimei competiții oficiale a echipei. Deci până când se termină competiția în mai, inclusiv. 4.9. Asociația se obligă să plătească impozite aferente premierelor, salariilor, indemnizațiilor de efort ale sportivilor. Deci asta scrie în contractul de pregătire sportivă, care este în trei exemplare. Unul la Federația Română de Handbal, unul la club și unul la sportiv. De aceea această sumă a fost plătită conform HG 1447. De 560 de lei pe sportiv, care a fost plătită decât o singură dată pe luna august. Am înțeles. Haideți să continuăm, dacă tot suntem la acest capitol, la Alexandra. Care este motivul? Întrebarea normală vine acum. Care este motivul pentru care un singur sportiv, să spunem, are acest contract și acel sportiv este Alexandra? Nu. Toți sportivi au contracte, au contract, dar vorbim cu salariu, de salariu. Da. Deci, după cum știți, să o luăm de la început. E cel mai bine. Deci, când s-a înființat acest club, Asociația Sportivă CSM Dunărea Giurgiu, invitația primarului a fost făcută către toate cluburile din oraș să adere ca secții la acest club. Eu am stat de vorbă la CS Nova Force și mi s-a spus că nu e nicio problemă ca să plec către municipalitate, pentru că 6 ani de zile au suportat
tot ce era de cheltuiel și tot ce, ce este, este momentul ca și municipalitatea să facă ceva și domnul primar Barbu, făcând acest club, să ne ia la acest club. S-a făcut o cerere către primărie și către CSM Dunărea Giurgiu, în care rugămintea clubului este să preia secția de handbal fete, 2 antrenori și 20 de sportive. Cu această cerere am fost la domnul primar. Domnul primar a spus, da, e foarte bine, domnul Vintilă ca să o înregistreze. Deci de atunci domnul primar știa că cei 2 antrenori sunt Georgescu Virgil și Georgescu Dorința, pentru că noi de 6 ani de zile lucrăm împreună la club, la CS Nova Force. Mi-a spus ca să fac bugetul. Am făcut un buget la care dânsul mi-a spus să-l fac defalcat. Și am spus, domnule, vrem să facem performanță. Vrem să facem performanță. Facem performanță cu bani cât mai puțin sau facem, într-adevăr, să intrăm în primele 6 și să fim acolo sus. Pentru asta ne trebuie 3 salarii pentru 3 sportive bune. Domnul primar a spus, nu, este prea mult, rămâne decât un salariu. Și atunci, pentru că Alexandra este cea mai bună sportivă de la club, pentru că a avut oferte ca să plece și eu am oprit-o, am spus că vrem să facem ceva frumos în Giurgiu, că putea să plece la ora actuală să joace în Liga Națională, la CSM București sau la Corona Brașov sau la Cluj. Mai multe echipe s-au interesat de ea. Asta ca să vă demonstrez că este sportiv de lot național. Este o convocare de anul acesta. Orice spectator care ne privește poate să deschidă site-ul Federației Române de Handbal la loturi naționale, lotul de tineret, echipe feminin și vă va vedea trecută pe Georgescu Ioan Alexandra acolo. Deci, toți care sunt în fenomenul handbal și care știu că este cea mai bună, că e fata mea, este adevărul. Că s-a născut și că este fata mea este lucru doi. Dar este o jucătoare foarte bună. Și așa am luat hotărârea. Deci toate aceste lucruri cu salariile mai pentru... Mai că se știa. Dar bineînțeles. Deci nu s-a luat nicio hotărâre și aici vorbesc decât strict de handbal, în care să nu se știe la conducere până sus. Nicio hotărâre nu s-a luat. Pentru că nu se putea altfel. Mai mult de atâta. Este bugetul. Când s-a făcut această hotărâre de a ni se acorda 2 miliarde, s-a făcut o cerere de către Asociația Sportivă, în care spuneam pentru ce facem. Și aveam și un buget anexat, că numai așa se poate face. Pentru că conform la bugetul acela îți dă și banii pe care să-i folosești. Da. Deci nu să știa ce bani sunt acolo. Este expunerea de motivă la domnul primar care este de acord, de știa. Dânsul a inițiat conform legii administrației această hotărâre. Și bugetul este clar aici. Și dacă vedeți la buget, la cheltuieli de salariu, pe luna august, sunt 440 de milioane, da? Deci 33,90 plus 10. Deci 440 de milioane, 44.400 de lei, înmulțit cu august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, 5, sunt cei 2 miliarde. Da. Deci se știa că va trebui să ne dea și alții bani. Că nu s-au decontat banii ăștia și ce s-a întâmplat? De asta a fost comandat un audit, pentru că au fost comandat în regulă și nu e. Asta este treaba, se va lua o hotărâre la audit, se va lua de către organele competente, dar asta nu ne dă dreptul să denigrăm pe televizor. Pentru că știți foarte bine cum este. Este de la o înălțime. El este sus acolo primar și eu sunt cine sunt. Nu ne permite să facem așa ceva. Mai ales că știe că a pățit-o în campania electorală. Ce este să atace familia. Pentru că în această conferință de presă sau interviu, cum a fost un interviu, noi n-am dus numai de familia Georgescu s-a vorbit. Și totul s-a indus o eroare că ce s-a întâmplat acolo rău a făcut familia Georgescu. Domnul Bogdan, n-o să găsiți nicio factură
modificată de către Georgescu Virgil. Nici o dublă factură dar făcută nu, de... nu s-a spus. Adică nu de, a deci spus nu, așa. Dar s-a indus acest lucru. Pentru că asociezi numele, vorbești de Georgescu și pe mine imediat spui de problemele care sunt la club. Nu, nu este bine. V-am spus, a fost complet dezinformat. Eu asta cred. Haideți să continuăm. La un moment dat, una dintre acele multe nereguli despre care s-a spus că au existat la club, printre acestea a fost menționată una care, într-adevăr, vă vizează pe dumneavoastră, echipa de handbal, referitoare la patru bonuri de benzină. Luate în aceeași zi, mă rog. Deci, domnul Bogdan, până când nu văd despre ce este vorba, n-am ce să vă explic. Eu știu că am dat o explicație pentru așa ceva la cum se numește, la audit. Nici nu m-au chemat acolo. A venit președintele de club, băi, domnul Georgescu, uite că spune de bonul de benzină. Zic, da, i-am dat explicația la care a confirmat-o și el, sunt declarațiile acolo. Mai mult data nu știu. În momentul când voi vedea despre ce este vorba cu acele patru bonuri de benzină, vă voi spune despre ce este vorba. Am înțeles. Acel cantonament care s-a efectuat, există un tabel cu sportivele care au participat? Există, a fost făcut într-adevăr? Deci dar bineînțeles, sunt sportivele care poate să confirme, nu ne jucăm cu așa ceva. Tabelul există, eu l-am dus la club. Poate nu mai este, îi duc alt tabel, nu e nicio problemă. Înțeles. Cum? Înțeles, e în regulă. Altceva, dacă mai aveți dumneavoastră de adăugat, cam acestea au fost în linii mari lucrurile care s-au spus la acea conferință de presă, referitoare la doamna Georgescu, la salarizare, să spunem, a familiei, la Alexandra, juniorii, să spunem. Da, s-a spus tot așa tangențial când s-a întrebat cu CIS-ul, mi-aduc aminte. Da, a fost... Că fiecare s-a dus și s-a descurcat pe cont propriu, știind persoan. Nu, domnule, nu este așa, pentru că te duci la niște oameni care sunt cu capul pe umeri, au niște responsabilități și nimeni nu-și pune... De adevărat faptul că nu exista CIS în momentul acela, adică nici... Deci la acum nu există, deși deci s-a data de 20, s-a vine, dar... La data de 28 august, când Federația Română de Handball, în Comisia de Competiții, ne-a afiliat la Federația Română de Handball, existau toate documentele care sunt pentru afiliere. Aici vorbim de statut, de putere judecătorească, de... certificat de registrare fiscală, mai puțin acest CIS. Da. Am depus bonul pe care l-aveam, că l-am depus la ca să luăm CIS-ul la Ministerul Sportului. Și oamenii au spus da, din punctul nostru de vedere, vedem ce spune Comisia. Comisia a fost de acord ca până când iese CIS-ul să ne înscrie în competiții și puteți să vă uitați pe site, există ASE, da, există, CSM, Dunărea Giurgiu. Și urmează ca dumneavoastră să prezentați CIS-ul. Da, bineînțeles. Cred că chiar săptămâna aceasta am înțeles că... Nu știu ce s-a întâmplat la celelalte secții. Da. Și cum s-a întâmplat. Înțeles că au fost probleme. Bine, domn primar a și spus despre două dintre aceste probleme, de la trei probleme de la două secții, dar urmează să vedem până la urmă dacă într-adevăr așa a fost sau nu putem să ne... dăm cu părerea până nu este încheiat definitiv acest audit. Da, bineînțeles. Dar nimeni nu are dreptul să-și dea cu părerea. Să încheie auditul. Dacă sunt probleme, fiecare își face contestații, dacă este. Există o procedură care nu putem să ieșim și să spunem, cred eu, sau am auzit. Deci, o concluzie, din punctul dumneavoastră de vedere, puteți sta oricând la dispoziție cu actele necesare și nu vă considerați vinovat cu absolut nimic. Nu mă consider vinovat cu nimica. Sunt cu toate actele, le pun la dispoziție, când mi se va cere, nu e nicio problemă. Dar asta este cel mai urât lucru și vă spun încă o dată și pentru oricine din lumea asta, din țara asta, din comunitatea noastră, să ataci familie. Atacă-mă pe mine. Spune de mine că nu sunt în stare. Spune de mine că am făcut, că am dres, dar nu familie. E cel mai urât lucru. Noi vă mulțumim că ați venit la noi și că ați clarificat această problemă. Telespectatorii să cunoască
lucrurile mai în amănunt. Așteptăm și noi rezultatele finale ale acestui audit și să sperăm că problemele acestea financiare cu care clubul s-a confruntat, aceste probleme vor fi rezolvate și că fetele își vor primi puțini bani pe care ar trebui să-i se primească, atât ele cât și ceilalți sportivi de la celelalte secții. Dacă, deci eu vă spun că, după părerea mea, în încrâncinarea aceasta care este, și eu nu văd de ce, pentru că o spun încă o dată și o spun către toți, politicul trebuie să ne ajute, nu trebuie să ne pune piedici. Nu cred că... Și mai stăm de vorbă. Nu cred că se vor găsi fel de fel de motive și banii aceștia, nu știu cum. Nu mai aveți încredere că ați putea să-i primiți? Nu. O să fie, cum se spune, în folosul comunității. Noi sperăm că ceea ce spuneți dumneavoastră nu se va adeveri. Rămâne doar timpul să demonstreze dacă acest lucru se va întâmpla sau nu. Ce ne interesa pe noi și ce interesează probabil întreaga comunitate giurgiuveană, pentru că am văzut că și handbalul este destul de iubit, oamenii vin la sală, mai puțin să spunem deocamdată decât veneau la basket, pentru că este totuși și o vorba de acomodare, acolo era și primul eșalon, dar cu timpul oamenii, dacă sunt educați, vin domnul și privesc, Bogdan, mai ales că sunt iubitori de sport. S-a văzut domnul Bogdan, este... Deci eu, din punctul meu de vedere și al fetelor, ne-am făcut datoria complet față de comunitate. Din ce punct de vedere? Am inoculat microbul handbalului. Avem niște oameni care vin meci de meci și sala, ați văzut-o, nu este plină, dar este înspre plină, ceea ce pentru noi contează foarte mult, pentru că oamenii vin și vin să vadă ceva frumos. Înseamnă că noi le acordăm ceva frumos. Există parteneriatul între noi și primărie și comunitate, cum se spune. Este benefic pentru toți. Sportul este cel mai bun ambasador. Și este păcat ca niște umbre politice, pot să zic, că altceva n-am cum să... Deci, efectiv, stau și mă gândesc cu ce am greșit când am dat eu un interviu acela după meci, pentru că am spus decât oful nostru, n-am spus altceva, n-am atacat pe nimeni, nu am dat în nimeni, am spus, domnule, asta este adevărul, nu mai se poate. Ce, cu ce am greșit ca să fiu în așa hal atacat, denigrat, să se spună despre soție că nu e, nu are ce să caute acolo, că nu e pregătită, de copil la fel. Păi copilul meu a plâns aseară. Păi astea ce sunt? Pentru ce, bă, tată, de ce m-ai ținut aici? Că e ceva frumos? Nu e nimic frumos. Nu e. Deci, eu spun, am spus și o spun încă o dată, un om care a trecut până astea nu poate să facă așa ceva. Și de-aia spun, a fost complet dezinformat, domnul primar. Am înțeles. Totuși, pe de altă parte, dincolo de acest lucru pe care eu nu-l contez referitor la familie, dar cred că autoritățile trebuie să facă acest audit, adică dacă cineva a greșit, trebuie să plătească, dar normal. Bineînțeles, dar nimeni n-a spus așa ceva. Dar nimeni n-a spus așa ceva. Dar lasă auditul să meargă? Concluziile auditului merg mai departe? Organele competente pun întrebări? Până atunci noi ce facem? Punem vinovații? Nu facem, domnule, așa ceva. Vinovații erau pe vremuri. Păi unde ne întoarcem? Punem ștampila, gata, ăsta este? Am înțeles. Da. Corect. Bine, domnul Georgescu. Să sperăm că... Deci eu vă spun, soția mea este foarte supărată și nu știu ce cale va urma. Deci eu nu sunt omul care să ascund ce se va face pe viitor. Deci nu știu ce cale va urma. Deci e foarte, foarte, foarte supărat. A și stat de vorba seară la telefon cu cineva, i s-a închis telefonul. Poate dar acum, eu știu, o să stați de vorbă față în față, probabil asta e și cel mai bine. Dar nu e nicio problemă, ce suntem oamenii
Eu am 50 de ani, dânsul are tot în jurul la vârsta asta. Ce să ne certim? Stăm de vorbă că de-aia... Da, cred că asta ar fi cel mai bine. Sau totul se construiește făcut de la început, până așa. A sta de vorbă. Da. Alo, ia vină un coace. De ce așa și nu așa? Și știu atunci unde am greșit sau unde n-am greșit. Dar nu așa... Regulă, domnul Georgescu, noi vă așteptăm săptămâna viitoare să stăm de vorbă, să facem un fel de radiografie acestui tur de campionat, pentru că dumneavoastră în weekend aveți ultima etapă. Da, avem turului, ultima etapă la Târgoviște. Târgoviște, meciul este la 10 jumate, este un meci pentru noi care vrem să-l câștigăm, pentru că este ultima gazetă și să ne îndepărtăm de zona de retrogradare. Și încă o dată vă spun, ca să știți, obiectivul pe care eu mi l-am pus, este să scăpăm de retrogradare. La club să știți că n-am niciun obiectiv. Deci nu există nicăieri scris ceva vis-a-vis de secția de handbal care are un obiectiv. Dar eu, față de dumneavoastră spectatorii, îl spun și l-am spus mereu, obiectivul și posibilitățile acestei echipe este ca să facem să nu retrogradăm. Și la anul, dacă o mai fi aici sau cine o fi, bine, trebuie să spunem că o medie de vârstă de 19 ani. Adică... Exact, este media de vârstă de 19 ani. Este o singură echipă care mai este ca noi, dar are vârsta puțin mai mare. Dar aceasta este școala 181, care a luat tot ce era mai bun din țară. La vârfurile, deși da. A permis ca să le dea salarii la toate, să le țină, pentru că sunt din Baia Mare, din Iași, din Sibiu, din Hunedoara, de peste tot. Dar numai vârfurile. Majoritatea acestei echipe de la București este formată din jucătoare de lot național.